Live în această dimineață, diferit față de cum v-am obișnuit până acum. Suntem în deplasare, suntem la Bacău și discutăm cu un personaj pe care cu greu l-am convins să vorbească. Încercăm, îl căutăm de ceva vreme. Un tip care în finalul anilor 90 era considerat unul dintre cei mai promițători atacanți din România. Un fotbalist care marca goluri importante, goluri spectaculoase pentru Steaua, echipa momentului atunci în România. O echipă însă care începea să aibă concurență, Dinamo se ridica, Rapid se ridica, însă concurența aia producea niște meciuri senzaționale. Unul dintre ele a fost un Rapid, Steaua 1-1 în Giulești, cu Mircea Lucescu antrenor la Rapid. Autorul golului de 1-1 care a adus titlul Stelei în acel campionat a fost invitatul nostru din această dimineață, Cristi Ciocoiu, pe care probabil nu l-ați mai văzut de multă vreme. În această dimineață suntem la Academia de Fotbal Cristi Ciocoiu, în Bacău. La 47 de ani s-a apucat Cristi Ciocoiu, de fapt s-a apucat de ceva vreme, de crescut copii și de făcut, de condus o academie și de încercat să dea fotbalului lucruri înapoi. Bună dimineața, Cristi, mersi mult că ne-ai primit și că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Da. Ce faci? Cum e viața de un fel de Gică Hagi la 47 de ani? Adică crești copii, academie... E mult spus un fel de Gică Hagi. Gică Hagi este unic. Eu și noi aici la Bacău încercăm să călcăm pe urmele lui, să înțelegem cât mai multe din ce a făcut și să reușim să copiem câte ceva pentru a reuși să, eu știu, să transmitem acestor copii dragostea pentru fotbal și ceea ce înseamnă fotbalul de performanță și, eu știu, să reușim să aducem Bacău înapoi pe harta fotbalului românesc. E dispărut în momentul ăsta. E dispărut de mulți ani. Stadionul arată îngrozitor, în oraș, orașul arată așa apăsat, gri, schimbat totuși față de perioada. Da, din păcate anii au trecut și nu s-a întâmplat foarte... Eu știu, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri pozitive legate de fenomenul fotbalistic. Noi ne-am apucat de acest proiect acum 8 ani de zile. Ce înseamnă proiectul? Hai să vedem, hai să luăm așa. Ce e aici? Proiectul a presupus dezvoltarea și readucerea fotbalului în prim planul, eu știu, Bacăului. Și pentru asta am considerat că e nevoie de o altă atitudine, de o altă mentalitate, e nevoie de o gândire pe termen lung și e nevoie de a conecta toți factorii decizionali și... Și e conectat? Și... Știu povestea cu factorii de... Toată lumea zice, domnule, da, conectăm factorii și economici și cât mai mult în sprijinul, da, acestui fenomen. Pentru că, cum am spus mai devreme, la Bacău situația infrastructurii fotbalistice era la pământ și este în continuare la pământ, drept pentru care noi în momentul acesta avem șansa ca de un an de zile să fim într-un șantier. Așa? La care deja, după cum observați, avem primele semne pozitive și primele lucruri finalizate. Ai un teren mare aici, sintetic, un, da, corp de clădire, un cu un teren mai mic în spate, nu se vede. Și înțeleg că câmpul ăsta din spatele terenului, da, urmează a intra în construcție. În următorii 2 ani va deveni o bază integrată de pregătire pentru copiii și juniorii din cadrul clubului nostru. Cât costă asta treaba înseamnă... asta? Fii atent, zi-mi cât costă. Hai că te-am luat direct. Nu te scap, na. E greu de estimat, dar probabil investiția se ridică la câteva milioane, poate 5 milioane de euro. Ai câștigat banii ăștia în carieră? Nu i-am câștigat. Salariile erau mici, erau câteva mii de dolari când jucai tu la Steaua. Așa este. Noi avem șansa... Am avut șansa să convingem niște oameni puternici să vină alături de noi în acest proiect și să ne financeze proiectul și să o facă atât pentru noi cât pentru comunitatea băcăoană.
sunt undeva în umbră, mai... adică sunt niște oameni probabil care au mulți bani dacă investesc într-un proiect de atâtea de anvergură asta. Da, principalul bani. Nostru finanțator, că nu cred că este un secret, este Dedeman. Da, ok. Și... cei pe care și Gică Hagi la un moment dat încerca să-i atragă în acționariatul clubului, a fost discuția. Da, noi avem marele noroc să fim în aceeași oraș rezidenți și okay. Dânșii au considerat că pentru comunitatea băcăoană merită efortul de a construi o bază la un nivel la care nu s-a mai făcut la Bacău. Și probabil, nu știu în câte părți din țară o să se facă. Câți copii ai aici, în Academie? Avem în jur de 300 de copii la acest moment, dintre care 60-70 sunt veniți din toată zona Moldovei, de unde încercăm în regim de internat. Cumva, în regim nu? De internat, da. Noi încercăm să le oferim niște condiții și să-i îndrumăm spre marea performanță. Pentru că, de la un moment dat, cam la asta se rezumă lucrurile. Într-adevăr, exact cum ai venit cu întrebarea cu investiția, așa. Care ar fi bani, sunt niște costuri foarte mari. Și cu copiii, și... cu internatul, spui tu? Sau cu tot? Da, cu tot. Uh-huh. Pentru a ajunge la un nivel de performanță, ai nevoie de a cheltui bani. Și atunci ai nevoie de sprijin financiar și ai nevoie de un suport foarte mare din toate punctele de vedere. Nu stăteai bine la pescuit acasă sau cu motocicletele? Că înțeleg că asta-s pasiunea ta. M-am uitat aseară și am văzut. Da, într-adevăr, era mult mai relaxată situația cu motocicletele și cu pescuitul, dar între picăturile mai facem și pe alea. Era nevoie să se întâmple ceva și la Bacău. Din păcate, foarte mulți ani a stat, eu știu, într-un cont de umbră fenomenul ăsta fotbalistic pe plan local și la un moment dat... Tu luase și echipa când era în Liga a doua, am senzația, echipa de seniori, da. Nu? Te ocupai de ea? Da, da, da. Și da, ce da, s-a da. Întâmplat? Undeva 2015, cred că era, nu? Sau? Da, atunci tot pentru a ajunge la a încheia tot sistemul, eu știu, pentru a putea promova copiii noștri pentru a putea să le creăm oportunitatea de a juca la un nivel, am crezut că e oportun să preluăm echipa de seniori la acel moment. Din păcate, din cauza disputelor politice așa. În care era angrenat fotbalul în acel moment, aici în oraș, nu s-a mai dorit finanțarea lui la acel moment, pentru că era finanțat în proporție de 90 sau 80% din bani publici și s-a întrerupt finanțarea, drept pentru care acel proiect s-a pierdut. Ai pierdut bani personal atunci în proiect? Într-adevăr, am pierdut foarte mulți bani. Cât? Din punctul meu de ce vedere. Înseamnă foarte mult? Nu, aproximativ. Nu contează sumele, dar mi-a fost foarte greu. Okay. Să trec peste acel moment și nu l-am înțeles, nu din punct de vedere pur financiar, dar mai ales din punct de vedere al logicii, pentru că nu a existat o logică. Distrugem ceva, nu se știe din ce motiv nici în ziua de azi, dar nu mai contează. Noi avem drumul nostru, am reușit să ne păstrăm direcția, nu ne-a afectat activitatea la Clubul de Copii și Juniori, drept pentru care acum reluăm proiectul de a face echipă de seniori. Care se cheamă cum? FC Bacău? Se da, cheamă echipa? FC Bacău. Deci departe de, cum s-a chemat Selena după Revoluție, FCM Bacău? Da, s-a chemat FC Bacău chiar după Revoluție. După aia Selena, când a intrat Sechelariu. Selena. Da. FCM Bacău. Și acum FC Bacău din nou cu culorile alb-roșu. Cum te faci cu chestia asta? Fost jucător la Steaua și campion de 4 ori, nu? Așa este, dar sunt născut la Bacău. Când am ajuns prima oară pe stadion, culorile la echipă erau alb-roșii. Pentru că era satelitul lui Dinamo. Era Sport Club Bacău.
Satelit, nesatelit, așa am crescut ani de zile cu aceste culori pe terenul de aici și am încercat să aducem ceva sau să preluăm ceva din tradiția fostului club de aici. Și deci, practic, vă întoarceți cumva în spatele perioadei Sechelariu. Culmea, deși el era nașul tău, lucrurile între voi doi la un moment dat s-au răcit și o să discutăm un pic, o să-ți propun să discutăm, că e o poveste în chestia asta. A contat lucrul ăsta în 2015, când erau discuțiile alea politice, umbra lui Sechelariu și faptul că tu fusesești finul lui, a contat, crezi, în toată povestea asta? Nu, adică ai fost privit cumva ca un... Tot timpul m-am lovit de chestia asta. În momentul în care am avut niște discuții în contradictorii cu el, el fiind primar la acea oră, iarăși era tendința asta că am de suferit pe plan personal. După care iar am devenit pentru ceilalți finul lui Sechelariu, care iar părea că aș avea niște probleme. Dar nu m-au afectat foarte mult lucrurile astea în mod personal. Eu mi-am văzut de viața mea, am tratat pe toată lumea cu respectul pe care mi l-a arătat și nu am făcut un caz din acest lucru. Fii atent, vreau să te întorc acum un pic în trecut și să vorbim despre cariera ta de jucător. Multă lume nu te-a mai văzut. Puștii din ziua de azi nu prea știu cine e Cristi Ciocoiu. Deja au trecut atâția ani. Deci 97 cu Aston Villa, sunt 25 de ani. Deci sunt generații, nu erau născuți de fani ai FCSB sau Steaua. Apropo, FCSB sau Steaua, chiar să lămurim din start chestia asta ca să știu cum ne poziționăm. Nu știu, pentru mine e un film prost ce se întâmplă. Mi-aș dori să se termine odată și să rămână un singur club, Steaua. Tu ai jucat și acolo și acolo, adică ai jucat cumva și în perioada armatei. Da. În prima perioadă, 2004 când te-ai întors, deja te-ai întors în perioada Becali. Da, sau în perioada neagră, întotdeauna neagră. Cum se cheamă, da, exact, no name. Da. Da, nu știu, mi se pare, eu știu, o prostie care deja e dusă la extrem. Din păcate, cei care suferă sunt suporterii, pentru că, până la urmă, trebuie să înțelegem că un club, cum era Steaua, avea foarte mulți suporteri și asta este realitatea și e păcat că nu au știut, cei care au preluat frezi sau cei care gestionează situațiile, nu au ținut cont de acești suporteri, pentru că ei sunt cei care merită acest club și ei sunt principalii, eu știu, beneficiari sau cei care ar trebui să fie principalii beneficiari ai spectacolului oferit de acest club. Bun. Tu ai crescut cu cine în casă? Ai crescut tatăl tău fotbalist la Liga a doua, la Știința, la Dinamo și apoi la Știința, fundaș central. În fundaș central, înțeleg, bun la Liga a doua. N-a făcut niciodată pasul mai sus. Înțeleg că i-a plăcut foarte tare situația de la Știința și a rămas acolo. Tu ai crescut, deci, cu un fotbalist în casă, devenit apoi profesor, pentru că el s-a retras repede și tu te-ai retras repede. Cu cine țineai? În afară de echipa locală, te duceai la meciuri, probabil să-ți vezi tatăl. Nu am apucat să-l văd, pentru că nu am apucat să-l văd. Eram prea mic, ori nu mai țin minte. Dar vă dați seama că e clar că țineam cu echipa locală. După care, în meciurile din cupele europene sau... Să nu zici că cu toate echipele românești, că mor, cad de pe scaun de aici. Fiecare avea o... Uite, țineam cu Dinamo și am spus chestia asta. Când eram mici, erau perioade și perioade, că până la urmă te duceai după echipele care aveau rezultate. Nu am fost niciodată un suporter înfocat al unei echipe sau nu am fost un radical. Dar fii atent, tu ești născut în 75. Practic pe la 8 ani deschizi ochii în fotbal, adică începi să... dacă ești menit să-ți placă fotbalul, pe la 8 ani îți dai seama ce se întâmplă. Deci era Craiova Maxima și imediat Dinamo. Da, cam așa a fost. Da. Și cam de alea te atașezi, adică Steaua a fost 86 după aia. Da. Păi, Dinamo. Nu prea aveai multe variante. Acum. Era Dinamo Bacău, că era Dinamo, toată lumea pe la Bacău. Dar v-am spus, ideea e cam asta. Echipele care au rezultate, atât pe plan intern cât și pe plan extern... primul meci european de care ți-aduce aminte la televizor. Asta te întreb. Deja mai băgat în piață. Trebuie să ai o primă memorie, trebuie să ai o primă amintire. Nu,
mai, știi cum, mie îmi place să trăiesc. Eu cred că fugi de Dinamo. Eu fug am de, un feeling că fugi de Dinamo. Fug de Dinamo, da, fug că nu vezi că mă înconjoară numai culorile alb-roșu, numai acum avem o colaborare și un parteneriat deja, sau o fuziune cu echipa Dinamo locală Bacău. Dinamo Bacău. A, deci te-ai întors la Dinamo. Eu fug și mă caut de peste tot Dinamo. Nu, glumind, eu știu, e clar că în momentul când ești copil, nu ai foarte greu să ai o, eu știu, o apartenență da. Așa de strictă. Pentru că noi nu avem educația celor din vest care își au, eu știu, spiritul fotbalistic din casă, din oraș, din ce se întâmplă în jurul fenomenului fotbalistic în zonele respective. Și mi-aș dori să începem să cultivăm și noi acest sistem, pentru că este trist și chiar vorbeam cu cineva că dacă mergem pe stradă, eu știu, și luăm interviuri la oameni sau la copii și întrebăm cu ce echipă țin, nu cred că sunt 5% care să spună, să răspundă că țin cu echipa Bacăului. Este, aia, din clar, păcate, da. Aceste lucruri se cultivă și ai nevoie de timp. Și cred eu că următorul pas pe care noi trebuie să-l facem după ce finalizăm proiectul de infrastructură, trebuie să găsim o formulă în care să reușim să atragem copiii către echipa locală, să îi transformăm echipa locală într-o echipă de suflet. Deci, practic, ești pregătit cumva să-ți asumi rolul pe care la un moment dat îl avea nașul tău. Să devii omul care ține fotbalul din Bacău chiar la prima ligă, bănuiesc, la un moment dat. E clar că țelul și asta, scopul nostru este să readucem Bacău în prima ligă și să-l menținem acolo la un nivel cât mai înalt. Asta nu înseamnă că pot eu vreodată să-mi asum rolul pe care l-a avut. A, bine, nu, că el trăgea cu pistolul, el avea alte... Da. Nu, dar erau alte vremuri. Domnul Sechelariu a condus orașul ăsta, l-a condus foarte bine până la un moment când oamenii au considerat că nu mai e cazul. Era în plină dezvoltare la acel moment Bacău. Din păcate, din acel moment s-a oprit și dezvoltarea Bacăului și chiar am intrat într-un declin și asta e realitatea, indiferent de ce dispute am avut eu sau nu. Ne întoarcem. Niște lucruri. Ne întoarcem. Fii atent. Povestește-mi o amintire din junioratul tău. Ceva ce ți-a rămas în minte, o chestie, un moment. Ai crescut aici, la Bacău? Păi am crescut la Bacău, după care la 14 ani am plecat la București pentru că s-a încercat reînființarea Luceafărului. Și cred eu că asta a fost una din șansele mele. Imediat după Revoluție. Imediat după Revoluție, în 90. Și practic am făcut junioratul la București, la lotul național, la Luceafărul. Okay. Și a fost un mare avantaj, zic eu. Cu cine? Că a fost domnul Marcel Pigulea, da. Antrenor. Și am avut un lot destul de bun, pentru că am reușit să ne calificăm și la campionatul european, ce nu se mai întâmpla de ceva timp, după care mare parte din colegii mei ne-am calificat cu echipa de tineret la campionatul european, iarăși după... Da. Foarte mulți ani, nici nu mai știu. Dar din juniorat sunt foarte multe amintiri. Acum eu încerc să transmit copiilor, în momentul în care mai avem anumite discuții, anumite lucruri care le-am trăit, anumite ce? Situații. Spune-ne ceva ce ai trăit și, chiar și vrei și să uite și cei de la noi, care se uită la noi să știe. Păi sunt momente în care trebuie să depășim anumite situații care nu ne convin. Vis-a-vis de, eu știu, situațiile de joc, de situațiile în care antrenorul nu este mulțumit de noi, de situațiile în care probabil ne explică ceva pe un ton diferit și ni se pare că
are cineva ceva cu noi sau, eu știu, sunt anumite conjuncturi care ne sunt deplasate. Și în ziua de azi, din păcate, părinții au foarte mare influență, eu știu, destul de negativă asupra copiilor. Pentru că... Trei chestii pe care le fac părinții nociv, după părerea ta. Încearcă să fure rolul antrenorului. Nu îi lasă pe copii liberi să simtă plăcerea de a juca. Din primul moment sau după o perioadă destul de scurtă de timp, la o vârstă foarte fragedă, au senzația că copiii lor au ajuns la un nivel la care deja îi pot numi fotbaliști și atunci nu acceptă concurența, nu acceptă faptul că sunt momente, mai ales care sunt legate de vârsta fiziologică a fiecăruia, creșterea nu este uniformă la copii. Și atunci intervin momentele în care fizic anumiți copii poate nu mai fac față, se transformă dimensiunile terenului. Deci totul este într-o continuă transformare pe care părinții nu o înțeleg. Ei consideră că dacă în momentul în care la vârsta de 9-10 ani copilul lor este la un nivel foarte bun și reușește anumite lucruri, ei cred nu că vor deja să accepte că peste 2-3-4 ani în care terenurile se modifică ca și dimensiune, copilul lui nu se mai regăsește poate în același prim plan în care era el obișnuit și atunci au niște așteptări nerealiste din punctul meu de vedere. Și aici e cel mai complicat lucru și aici ar trebui să înțeleagă, pentru că eu chiar am parcurs toate etapele astea și le-am simțit pe pielea mea și încerc să-i fac să înțeleagă că practic discuția despre fotbal începe în momentul în care copiii ajung la 11 la 11 și începe să fie pe lângă plăcerea de a juca și trebuie dublată cu muncă foarte multă și trebuie dublată cu seriozitate și cu odihnă și cu sacrificii. Și cert este că cei care înțeleg vor reuși și pentru asta noi ne luptăm să punem la punct o infrastructură care să le dea o șansă în plus pe care noi poate de mici nu am avut-o, cei mai mulți dintre noi, dar este foarte important să aibă toate condițiile să poată să meargă spre sportul care normal ar trebui să le placă și ar trebui să le ocupe foarte mult timp din, eu știu, din gândirea lor și din modul lor de a-și crea propria viață. Te întorc la începutul carierei tale, 96, aveai 21 de ani. Vine Steaua, care era echipa momentului în fotbalul românesc, domina fotbalul românesc, deja mergea în Champions League și te transferă de la Bacău o sumă pe care tu ai vehiculat-o, 1,2 milioane de euro. Ulterior au fost niște articole în care a apărut informația că de fapt fusese transferat ca un mijloc fix, cum era în contabilitate. Erai trecut ca mijloc fix. Așa... Ai fost transferat de la o firmă de turism din Neamț, Agapia Tour din Neamț. Da, așa, au fost niște artificii care pe mine mă depășesc, așa apărea... Dar ție ce ți s-a spus? Că ce? Că... Mai puțin ne se spunea. Noi eram niște copii care vroiam să jucăm fotbal. Nu prea ne interesa mare lucru din contractele între cluburi. Nu era problema noastră, în primul rând. Bucuria mea și, vă dați seama, satisfacția mea la acel moment era faptul că am ajuns la Steaua într-un vestiar unde... Eu știu, greutatea numelor care jucau și purtau echipamentul din acel moment era foarte mare și apăsătoare chiar, dar este, cred eu, cea mai mare satisfacție a mea că am reușit de-a lungul perioadei în care am fost acolo să joc alături de niște nume de referință în fotbalul românesc. Fii atent, ca să punem lucrurile în context, o să te provoc acum la o chestie.
Vreau să ne povestești în câteva vorbe despre, apropo de numele grele în care ai intrat și după aceea te întorc la poveștile tale, vreau să ne spui câteva vorbe despre următorii. Și încep așa, Lăcătuș. Da, ce pot să spuneți despre Lăcătuș în afară de faptul că... Te-a luat tare când ai venit, îi luat tare pe puști. Asta am văzut-o eu la antrenamentele de atunci ale Stelei. Nu știu ce să zic. Din punctul meu de vedere, eu cred că am fost unul dintre cei norocoși pentru că am avut tot timpul o relație extraordinară cu el și chiar, eu știu, avea o afinitate față de mine, în afară de faptul că îmi spunea că e cel mai puturos, că e cel mai puturos moldovean pe care l-a văzut în viața lui. Dar încerca să mă motiveze și... Cum să spun eu, nu am niciun moment ce să-i reproșez. Chiar pentru mine a fost o foarte mare onoare și plăcere să joc alături de el. Vă dați seama că ce puteai la momentul ăla să-ți dorești mai mult în România decât să-ți centreze Lăcătuș. Și ți-a centrat de câteva ori. O să vorbim și despre asta. Adrian. Adrian era în momentul în care începuse să crească foarte, foarte mult și era deja un jucător senzațional. Nu am apucat să joc foarte mult cu el pentru că s-a transferat după o jumătate de an sau un an la Valencia, unde într-adevăr a demonstrat că avea o mare clasă, dar ce să, avea niște execuții și o viteză fenomenală. Mai vezi ceva din el în vreun fotbalist de acum, român? Nu. Din păcate, nu. Eu am crezut că zici, da, uite ceva din... Nu. Deci nu. Okay. Sunt departe de ce era Adrian Ilie. Prodan. Povestește-ne ceva cu Prodan. Sigur e vreo anecdotă cu Prodan, că el avea tot timpul anecdote și le spunea el dacă... Didi vroia să pară tot timpul și era un jucător dur în timpul meciului, dar avea momente în care vroia să pară dur și așa în viața de zi cu zi. El, bineînțeles, că reușea până la un moment, pentru că sufletul lui era așa de curat și de bun încât se pierdea în duritatea asta la un moment dat. Am avut o altercație chiar la antrenament în primul an când am ajuns. Luați de la ceva? De la vreo intrare sau ceva? Da. Eram la un joc și am făcut eu o intrare mai dură la el. Eram și a rămas mirat, după care a venit el mai hotărât așa la mine. Din păcate. Eu am presimțit și am fost tot eu ăla care l-am atins mai rău și am avut o oarecare altercație, după care am devenit foarte, foarte apropiați, pentru că lui plăceau jucătorii care nu se speriau. Și aprecia... Era și un mod de a te simți testa, un pic. Da. Și aprecia lucrurile astea, mai ales că conta foarte mult să pui piciorul, atât la antrenament cât și la meci. Adică jucătorii fricoși nu erau apreciați la ceau. Când ai un Lăcătuș, un Prodan, să nu mergem mai departe, n-ai cum, dacă ești fricos, ai un minus. Și cred eu că aceia, în principal, sunt jucătorii care, poate cum spui tu, erau certați puțin mai mult Lăcă sau... Sabin Ilie era unul dintre ei. Țin minte niște momente cu ei doi. Din spatele porții asistam la antrenament. Sabin Ilie e următorul nume. Sabin Ilie... Iarăși am fost... Sabin Ilie a avut un an în care a dat toate golurile posibile și a avut niște execuții și niște meciuri senzaționale care l-au și propulsat în Turcia la un nivel foarte bun. A fost și el un jucător foarte, foarte talentat, dar la fel, ăștia foarte talentați au o problemă, eu știu, cu psihicul, poate, cu mentalitatea. Nu știu. Îi plăcea totuși viața, îi plăcea asta și o recunoaște și el. Adică îi plăcea să iasă, să... Era un pic mai dezordonat în viața lui de zi cu zi. Da, așa este. Dar
Eu zic că fiecare trebuie să luăm părțile bune ale noastre și să ne amintim de lucrurile plăcute, pentru că, până la urmă, în asta constă. Trecem mai departe, viața trebuie să continue, trebuie să ne trăim prezentul, care fiecare trebuie să avem grijă cum îl facem și să ne amintim de lucrurile plăcute, că astea trebuie să rămână. Denis Șerban, hai să vedem. Te trec repede. Denis Șerban, iarăși un jucător cu niște calități senzaționale, care, la fel, a făcut niște meciuri și el foarte bune. E greu din perioada aia să găsești pe cineva la care să nu spui. Ai ce să spui de bine, pentru că e practic, cum am spus, când am ajuns acolo... Stai puțin că nu caut să spui de rău. Păi nu, dar nu e de rău sau de... Să-ți aduci tu aminte de interacțiunile cu ei. Sunt foarte multe lucruri și timpul nu ne permite și nici eu nu sunt acel povestitor foarte savuros care să dau foarte multe informații. Filipescu, zine de Filipescu, hai să vedem. El era un personaj foarte sobru, foarte serios. Tribuna îi spunea Black Beauty la început, că avea părul lung. Da, avea părul lung. Era un cal, un film cu un cal, Black Beauty. Da. Avea un calm așa... Nu știu de unde îi se trage și un fotbalist foarte bun, drept pentru care a făcut și foarte mare performanță și a jucat foarte mulți ani la un nivel foarte înalt. Chiar dacă, cum să spun eu, nu toată lumea l-a aprecia, el era un tip foarte serios care și-a făcut tot timpul datoria cu brio. Și un tip care a ținut presa tot timpul departe, adică a reușit să facă chestia asta, puțin făceau treaba asta. Și era și antipatizat din cauza asta. Da, sunt caractere și caractere. Nu toată lumea, poate și eu de multe ori evit discuțiile, pentru că sunt momente în care ești sub o presiune și decât să mergi undeva la un interviu sau la o emisiune și să te învârți în jurul cozii, să vorbești 10 minute, o jumătate de ore și să nu spui nimic, mai bine stai acasă și îți vezi de treaba ta, te liniștești, taci, pentru că trebuie să înțelegem că foarte multe lucruri pe care, eu știu, cei intervievați le spun, sunt de complezență și asta e okay. Realitatea. E foarte greu în educația noastră a românilor să acceptăm că cineva poate să spună ceva, mai ales lucrurile negative în față, după care să ne ridicăm ca și cum nimic nu s-a întâmplat și să mergem mai departe la o cafea. Așa ar trebui normal să se întâmple, pentru că în momentul în care primești anumite lucruri și anumite, eu știu, informații care poate sunt și negative vis-a-vis de o acțiune de-a ta, e bine să te gândești că s-ar putea să existe un sâmbure de adevăr și să încerci să remediezi lucrurile, nu să te superi pe cel care ți-a spus-o, pentru că exact acest lucru am pățit eu cu nașul meu, cu Doru Sechilariu, de la asta a plecat, n-a fost o ceartă. El a spus așa, luăm campionatul și cupa și tu ai dat o declarație în care ai spus, domnule, cu ce să luăm campionatul și cupa? Exact. El era un tip euforic care mai pleca urechea și la anumiți sfătuitori care aveau nevoie ca el să investească mai mult decât e cazul, probabil. Și în momentul în care eu i-am spus să fie mai realist și să nu arunce cu vorbe, că astea se pot întoarce împotriva noastră și creează o presiune în plus cu care Bacău nu este familiarizat. Pentru că una e să spui la Steaua că iei cupa și campionatul și alta la Bacău. Și asta era realitatea. Eu nu i-am spus decât realitatea din punctul meu de vedere, cum o vedeam eu. N-am apucat să argumentez, n-am apucat să mai așa, pentru că el a luat-o personal și atunci relațiile s-au răcit, pentru că eu m-am retras, nu am mai comentat. Dar tu ai și fost suspendat, adică te-au și vreo 3 luni n-ai mai fost la echipă după declarația asta, eu așa știu finalul. Nu, sau care a fost? Chiar nu. Am avut anumite meciuri în care se părea că trebuia să fiu scos din lot.
Nu s-a ajuns până acolo, dar e clar că n-am mai avut o... Dar n-ai jucat vreo trei luni, n-ai mai jucat. Da, au fost mai multe probleme, dar nu are legătură cu... Nu? Cu declarația aia? Nu. Pur și simplu... Cu poziționarea strategică a echipei în clasament? De acolo a plecat... Nu știu ce să zic. De acolo a plecat, eu știu... Te întreb direct. Da. Ai refuzat să joci în anumite meciuri în care trebuia să întâmple ceva? Asta vrei să spui? Te întreb direct. Și zici eu, da sau nu, și nu comentezi altceva? Sau? Eu cred că nici nu apucam să refuz, pentru că, ți-am zis, au fost anumite etape în care, cu un antrenament sau două înainte de meci, am fost exclus din lot, ceea ce nu prea mi s-a întâmplat. Okay. Și nici nu prea am fost eu un jucător așa de recalcitrant. Dar, și în meci ce se întâmpla? Atacanții ce făceau în meci? Se juca meciul, atacanții erau pe bancă. Nu știu, nu, cum să spun eu? Și aveau echipă de fundași, înseamnă. Eu am reușit și am, cred eu că m-am ținut deoparte de anumite practici care erau la acel moment. E clar că s-ar putea, fără știința mea și fără voia mea, să fi fost implicat în anumite meciuri, la câte se vehiculează, da. Pentru că eu zic că sunt și multe povești înflorite, dar e clar că un sâmbure de adevăr există pentru ce se întâmpla în anumite meciuri și cred eu că, mai mult ca sigur, am fost implicat fără știrea și fără voința mea în anumite situații, dar cert este că din punctul meu de vedere, diferența față de acești ani este că erau mult mai mulți jucători români de valoare care activau în campionatul nostru. Din păcate, la momentul ăsta vin foarte mulți jucători străini de o valoare îndoielnică care nu ridică cu nimic nivelul fotbalului românesc. Din potrivă, tinerii noștri nu mai au unde să promoveze, nu mai au modele. Asta este marele dezavantaj al celor tineri care vin din urmă în acest moment. Pentru că nu mai au modele, nu mai au alături de cine să crească. Am văzut și la FCSB. Sunt foarte mulți jucători tineri foarte buni, dar nu există un lider. Sunt câțiva ani de zile de când tot se caută un lider, dar nu se găsește. Coman nu e? L-au pus pe Tavi Popescu responsabilitatea? Tavi Popescu este un tânăr care avea nevoie de îndrumare. Este un tânăr foarte talentat, cu foarte bune calități, dar una este să vii Tavi Popescu și să intri lângă Lăcătuș și Adrian Ilie și Prodan și Belodedic și da. Rotariu și mai așa. Și alta e să joci cu numai cu colegi de națională Under 21 sau numai cu tineri care nu au o experiență, nu au un statut la acel nivel. Și asta este marea să fii mai bun. Adică, nu, practic, concurența cu ei nu te motivează atât de tare. Pentru că nu există un motiv, respect de concurență. E vorba de ce ai de învățat din experiența unui jucător de clasă care ajunge la 28-30 de ani și eu știu, sunt stâlpii naționale care au dus în spate performanțele naționale și performanțele clubului la care sunt ani de zile. E clar că au un anumit statut, e clar că au niște informații pe care trebuie să le absorbi. Ei de la cine să învețe? Asta este marea problemă, din punctul meu de vedere, a cluburilor noastre. Bun. Fii atent. Vreau să te întreb, am o curiozitate, dacă finalul vieții lui Sechelariu l-a găsit împăcat cu tine? Sau? Adică episodul ăsta a rupt iremediabil relațiile dintre voi doi? Nu, am avut o perioadă destul de lungă în care au fost foarte reci relațiile, dar ușor, ușor... Nu vă întâlneați în oraș? Nu vă... Adică nu dădeați nas în nas? Și... Ne-am adică mai întâlnit, dar... Ce? Salut! Da, a fost la un nivel foarte distant, până la un moment în care chiar fratele lui Sergiu Sechelariu a zis, băi, hai, că e suficient. Și eu m-am păcat că și ei au avut... Ei doi, între ei. Ei doi au avut
niște, tot așa, niște uh-huh. diferențe de opinie și probabil nu o cunosc amănunte, uh-huh. dar tot uh-huh. la fel au avut o perioadă mai rece în relație, da? Și mi-a zis, hai, uite, mergem să jucăm un tenis. Păi unde mergem? Că eu mă mai întâlneam că... Da. Păi hai la Doru, că zic, Sergiu, nu vreau să deranjez, că da. Știi că nu mai suntem într-o relație apropiată. Și mi-a zis, bă, hai că lasă, că și eu, uite, m-am păcat cu el, hai că e cazul să terminați, să treceți peste asta. Și atunci am reluat... Te-ai dus? Da, am fost și... Da? Când ne-am văzut ca și cum ne-am despărțit cu o zi înainte și nu se întâmplase nimic câțiva ani. Adică nu a fost, au fost mai mult niște chestii de orgoliu uh-huh. peste care... Tu spuneai atunci că el nu suportă să n-aibă el dreptate tot timpul. Da, păi și că dacă din păcate contrazice... pentru ce s-a întâmplat s-a demonstrat că eu am avut dreptate. Acum nu-s bucuros. Da. Dar realitatea asta a fost. Noi nu eram pregătiți la acel moment de performanțele pe care el le visa. Eram într-adevăr pe un drum foarte bun, se începuse să se schimbe puțin gândirea de, eu știu, echipă de mică sau de veniseră niște jucători care au avut anumite performanțe la nivel național și internațional la Bacău. Și ușor, ușor se putea crea ceva. Din păcate, nu a fost răbdare, pentru că eu zic că dacă am fi avut o continuitate de încă un an, doi ani, puteam chiar să emitem anumite pretenții mult mai mari uh-huh. la accede în primele trei locuri, ca să zic așa. Fii atent, te mai întorc în timp. Venirea la Steaua, imediat intri în focuri, echipa juca în Champions League, în grupe. Care a fost impactul unui jucător venind de la Bacău, impactul cu Champions League? 96, o grupă grea, ați făcut doar 4 puncte atunci, cu Atletico, Borussia Dortmund și Vidze Vuj. Da, impactul a fost mare pentru că e o diferență, v-am zis, asta e diferența care am simțit-o foarte mare, a fost de vestiar, a fost de antrenamente, a fost de tot ce ține de asta, de presiunea care se punea, pentru că nu exista meci care să nu trebuia să-l câștigi. Adică uh-huh. nu se punea problema să pregătești un meci, că stai să vedem, poate facem un egal, poate... Nu. Era mentalitatea asta de învingător, care nici nu se discuta neapărat despre ea. Se simțea prin tot ce se întâmpla acolo. Și meciurile internaționale îți dădea o altă satisfacție. Ai vreun moment dintr-un meci de Champions League pe care ți-a rămas în minte? După aceea o să trecem și la golurile tale care au fost în cupa UEFA. Golurile alea importante. N-am, vă dat seama că... Dar vreo amintire din Champions League. Fiind și foarte tineri pentru momentul ăla... Era ceva de vis să mergi pe niște stadioane imense, pline de suporteri. Deci aveai momente în care chiar erai puțin debusolat de ce se întâmpla ca și atmosferă, ca așa, mai ales în primele meciuri. Dar cu binele se obișnuiește toată lumea foarte ușor și de-abia așteptam momentele când veneau aceste meciuri și ne-am fi dorit foarte mult să putem prelungi tot mai mult. Niște fundași ca lumea atunci, bine, și Atletico avea. Cine nu avea? Adică erau niște echipe și niște jucători pe care îi văzusem doar la televizor și nu erau atât de multe meciuri transmise ca în ziua de azi, pentru că acum cunoaștem mai bine jucătorii din afară decât cei din țară. Da. Erau foarte diferite situațiile. Adică e greu pentru un copil din ziua de azi sau pentru un jucător din ziua de azi să înțeleagă ce trăiam noi atunci, când practic te izbeai de niște... Dar vreun moment cu vreun adversar din meciuri, mai ții minte vreo chestie pe care ți revine în minte, așa? Nu. Știu că era foarte greu și știu că tot timpul meciurile astea europene
noi ne autodepășeam. Adică era clar cum, dacă luam din orice unghi lucrurile și le analizam, n-aveam plus la niciun capitol. Adică la buget nu se punea problema. Toată atmosfera în ghencea. Da, la nivelul de, eu știu, calitate al fiecărui jucător, cu mici excepții, eram depășiți și așa, dar faptul că tocmai jucam cu jucători de asemenea calitate, ne făcea să ne dublăm eforturile, să ne autodepășim și să reușim anumite meciuri și anumite victorii la care nici nu ne puteam gândi, cum să spun eu. Plus că și Ghencea poate era propice la momentul ăla pentru performanță, suporterii erau cum erau, era o nebunie de nedescris, mai ales în momentele în care... Cele două minute cu Aston Villa, 30-32 golurile tale, a fost 2-1 pentru voi, ați luat gol în repriza a doua. Ai dat două goluri în două minute, primul tehnic e al tău sau nu? M-am uitat aseară la ele din nou. Al doilea o să vorbim imediat despre că e ceva ieșit din comun, dar primul e un voleu oricum cu piciorul stâng, bară, mingea îl lovește pe portar și intră în poartă. Mână, da, adică a fost un carambol, nici nu mi-am dat seama în primă fază cum și în ce fel, dar vă dați seama că era clar că trebuia să fie seara mea aia, la ce șansă am avut în acel moment. Și vine golul 2, centrarea lui Lăcătuș, dacă nu mă înșel. Nu, Rotariu. A lui Rotariu din dreapta, plouat așa. E Hiogu, care a murit între timp, fundașul central al Aston Villa, încearcă să respingă mingea cu capul. Și e timingul tău perfect. Adică, de obicei, un fotbalist care atacă mingea acolo, o ratează pentru că e speriat de fundașul care vrea să intercepteze. Deci... Da, se leagă lucrurile. Important e să gol ai din foarfecă, să le spunem oamenilor care n-au văzut golul, e un gol de, din foarfecă. Important perfectă. E să ai încredere și să încerci, pentru că cel mai mult în fața porții contează prima reacție. Nu prea ai timp să gândești foarte mult. Cum te gândești prea mult, cum pierzi timp. Pierzi surpriza, pierzi momentul oportun. Nu există. Primul moment este cel mai bun ca atacant. Eu de multe ori mă gândeam prea mult, vroiam foarte mult să dau numai goluri spectaculoase. Și încercai la antrenament chestia asta? Ți-eșeau, de exemplu, gol cum ai dat cu Aston Villa, ți-eșea la antrenament un astfel de gol? Dar nu făceam antrenamente special. Nu, dar asta, probabil că mai încercai din când în când. Încercam, dar nu neapărat era execuția specialitatea mea specială. Casei, da. V-am spus, totul ține de conjunctură, totul ține de încredere, totul ține de șansă și de momentul ăla, să fii prezent în meci, să fii prezent în situație și să ai inspirație. Că până la urmă, dacă ai inspirație, încerci. Trebuie să ai curaj să încerci anumite execuții la care nu se așteaptă nimeni. Ce simte un fotbalist care dă două goluri în două minute, al doilea cu o foarfecă incredibilă, în fața peluzei ălea din Ghencea, peluza nord din Ghencea, practic acolo era crema galeriei Stelei. Ce simți plimbându-te prin fața tribunei după un al doilea gol în două minute dat din foarfecă? Cât de înalt te simți? Cum se simte un fotbalist? Te simți fotbalist. Ăsta este momentul pentru care te antrenezi, ăsta este momentul pentru care faci niște sacrificii de-a lungul anilor, de-a lungul, eu știu, vieții, pentru că în momentul în care o iei de la 7-8 ani cu fotbalul, ajungi la momentul în care într-adevăr simți că a meritat și simți că ai realizat ceva. Și cred eu că toți ar trebui să plece la drum cu aceste lucruri în cap. Să reușească, să ajungă, să joace meciuri de nivel european, să joace meciuri în Naționala României pe cât posibil. Ăsta este scopul până la urmă și asta este cea mai mare satisfacție, pentru că nu poți să pleci la drum gândit-te că vei ajunge milionar, multimilionar sau mai știu eu ce. Din păcate, se întâmplă lucrurile astea. Ți s-a suit la cap chestia aia atunci? Apropo de copiii pe care antrenezi acum și care prea ușor devin fotbaliști, ai simțit atunci că în momentul ăla erai foarte important și poate mai important decât poate trebuia să fii? Cum e... Fotbalul îți așează lucrurile. Chiar dacă ai momente în care,
cum spui tu, te desprinzi de sol, că ți se pare că ți se cuvine totul sau așa, vine etapa următoare și fotbalul te așează la loc în bancă. Dacă nu îl tratezi cu respect și nu ești pregătit pentru ce se întâmplă, poți să... Asta în general, dar ție... Se întâmplă, nu există în general, tot timpul se întâmplă, adică e clar că și când pierzi un meci, vine săptămâna următoare, poți să repari, adică lucruri se întâmplă. De asta e frumos, pentru că de la săptămână la săptămână dai un examen. Nu există că a fost meciul și gata. Asta a fost meciul, rămâne după ani de zile, pentru că în viața oricărui sportiv există un moment care îl ține agățat așa într-un cui în mintea oamenilor. Nu poate să fie fiecare meci. Da. Și atunci există un moment. Important e ca acel moment să rămână în inima cât mai multor oameni. Și a rămas. Asta a fost momentul, un moment care te-a și făcut dintr-o dată, notorietatea ta a crescut incredibil după fazele astea, după momentul ăsta, deși lumea te cunoștea deja. După care mai e un moment, 1-1 în Giulești, în 98, titlu câștigat. Practic e golul care rămâne, stabilește diferența dintre Steaua și Rapidul lui Mircea Lucescu. Venit în țară, cu pompă, era echipa momentului Rapid. Ce mai ții minte? Povestește-ne ceva din culisele meciului, de la meciul ăla, dacă mai ții minte. Păi ce să... E golul care a făcut liniște în Giulești. Era un meci de care pe care. Practic se juca campionatul în acea seară. Nu ne convenea și un egal. Bineînțeles, iarăși, cum spuneam, nu mergeam niciodată să facem vreun egal, indiferent că se chema Rapid, Dinamo, Craiova, Timișoara sau mai știu eu ce echipe erau, Naționalul, că atunci era pe val Naționalul. Eu am intrat cu 5 minute înainte să dau gol. A fost chiar un moment că eram foarte supărat și dezamăgit de strategia pe care a gândit-o Mihai Stoichiță la acel moment. Tot așa puțin mai defensiv, cu fără atacant împins, nu știu cum a fost o chestie genul ăsta. Eram puțin dezamăgit, în Giulești, în fierbere, conducea Rapid, jucau foarte bine, aveau o echipă foarte bună, era o atmosferă incredibilă, adică, cum să spun eu, și mai incredibil a fost când s-a făcut liniște. Ai auzit liniștea, nu? A fost nu? Iarăși un sentiment de ăla care te răscolește și după foarte mulți ani. Da, e plăcut, pentru că sunt momente în viață când practic tu, ca și autor al unui gol, aduci toată munca echipei la nivelul la care erau așteptările. Erau așteptările. Da. Și contează foarte mult. Până la urmă, toată munca asta devine în zadar dacă irosești anumite faze, dacă... Și de asta devine foarte important. Că până la urmă, tu, practic, cel care înscrii, rezolvi toată munca de un an de zile a unei echipe, a unui club, că nu doar... Practic, nu doar jucătorii sunt angrenați în ceea ce înseamnă o echipă de fotbal. Și e o satisfacție. E o satisfacție și ai o bucurie în plus că, într-adevăr, ai reușit prin aportul tău să reușești să te bucuri împreună cu colegii și cu toți suporterii de niște rezultate care peste ani rămân. Momentul era extraordinar pentru tine și acum vreau... Dacă poți să faci un pic lumină asupra lucrurilor ăstora, s-a discutat, au fost două oferte în momentul ăla pentru tine, erai în vârful carierei tale, o ofertă de la Napoli s-a scris, o ofertă de la a doua echipă importantă din Europa, undeva în jurul a 2,5 milioane de dolari se vehicula suma, ofertele refuzate de Steaua. Povestește-mi un pic, dacă poți acum, după atâta timp, să faci un pic lumină, pentru că senzația a fost după aia și au fost foarte multe comentarii, refuzul clubului de a-ți da drumul a dus la o nemulțumire a ta, care s-a și descărcat în joc. Într-adevăr, începi să ai așteptări. În momentul în care, mai ales cum era Steaua, tot timpul într-o continuă transformare, într-o generațiile începuseră să se schimbe,
am considerat și eu la momentul ăla că am avut o șansă să pot să merg mai departe. Ofertele au existat. Așa se pare. Eu am aflat puțin după târziu anumite aspecte, dar... Ce? Napoli și... Nu mai știu, că nici nu mai contează, că n-am vrut să-mi încarc prea mult memoria, că era și mai dureros. Dar, cum să spun eu, trebuie să vedem și partea plină a paharului. Nu s-au realizat transferuri, într-adevăr am simțit o amărăciune, ca să spun eu, dar viața trebuie să meargă știu, înainte. Nu, dar s-a simțit asta totuși în randamentul tău? S-a simțit, nu zic că nu s-a simțit. Ideea este că eu am fost un fotbalist care am avut un foarte mare talent, nu am fost neapărat un muncitor. Okay. Și de aici poate și inconstanța în evoluții. Și asta trebuie să înțeleagă copiii din ziua de azi în special, că nu e suficient să fii talentat, mai ales în ziua de azi este mult mai multă muncă care trebuie depusă pentru a reuși să te menții, să ajungi să te menții la un nivel. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, cred eu că am jucat 80% din talent. Muncă la mine a fost mai puțin. Dar talentul... Cum fentai totuși? Cum reușeai să fentezi munca într-un vestiar cu profesioniști? Nu fentai, dar munca unui fotbalist profesionist nu se termină după antrenament. Ok. La tine totul era antrenament și atât? Nu neapărat, că nu am fost neapărat un... Dar pentru mine era nevoie de mult mai mult. Eu aveam nevoie de mult mai mult ca să pot să fac față la un nivel și mai înalt. E clar că am simțit tot timpul, am simțit chestia asta. Probabil, eu știu, și sistemul de antrenamente care se practica pe vremea aia și faptul că nu era monitorizat la nivelul de acum, poate... De asta zic, sunt generații și generații și sunt situații diferite în ceea ce înseamnă fotbalul. În momentul de azi, tot ce se întâmplă este la alt nivel monitorizat, este la alt nivel adaptat. Fiecare jucător în parte poate să aibă nevoie de ceva. Pe vremea aia, toți eram luați la grămadă, stilul rusesc. De Forban, Pante, pregătire, alergat. Și nu toată lumea acumula sau nu toată lumea gestiona la fel pregătirea și, eu știu, nu gestiona la fel resursele. Pe când în ziua de azi, cu tot felul de teste, tot felul de analize, tot felul de, eu știu, medicamentații care să te aducă cât de cât la același nivel sau... contează foarte mult lucrurile astea. Noi de lucrurile astea nu am avut șansa să putem să ne folosim la momentele alea și cred eu că poate aici, pe lângă faptul că am fost mai comod, nu am fost sprijinit din punctul ăsta de vedere. Aveai 23 de ani, 2000, în 98, momentul în care ușor cariera ta a intrat nu într-un declin, dar cifrele se vedeau, adică era clar, erai nemulțumit, asta e clar. Erai nemulțumit, erai nemotivat, nu mai aveai atât de mare motivație. Îți pare rău acum când te gândești? Că îți pare rău că ai fi putut trata altfel momentul, gestiona altfel momentul? Da, e clar. Adică ai pierdut practic de la 23-24 de ani cei mai buni ani ai din cariera unui fotbalist, momentul copt, când un fotbalist e copt și poate să dea tot ce poate. Așa e. Din cauza, eu știu, faptului că am fost puțin frustrat de nerealizarea unui transfer sau știu, cam asta era ideea, că nu se mai punea problema de finanțe în acel moment. E clar că aici s-au îndreptat lucrurile în zona asta, chiar Am ținut foarte mult și am vrut să plec, chiar am avut foarte multe discuții și cu domnul Păunescu, care era la acel moment, și cu domnul Pițurcă. Ai vrut să pleci unde? Am vrut să plec, nici nu mai conta unde, nu am mai
nu știu, am cedat, nu am mai putut rezista și nu am fost, cum să spun eu, nu am fost capabil să depășesc momentul și să mă focusez pe ce aveam de făcut. Iarăși o greșeală, dar din păcate din greșeli e făcută și din da. Greșeli viața și da. Nu avem... Primul gând să te lași când a apărut? Oricum te-ai lăsat de vreme, la 29 spre 30 de ani. Cred că atunci, ei, în perioada asta. În perioada asta... Deci aveai 24-25 de ani și te gândeai, vreau să mă las. M-am săturat, vreau să mă las. Da, nu a fost chiar că vreau să mă las, dar a fost senzația aia că nu mă mai regăsesc. Pentru că deja din primii mei colegi care au fost, nu mai era aproape nimeni. Ok, toată lumea plecase, toată lumea plecase, eu rămăsese, mai eram eu și cu încă 3-4, cu Miu, da? Dacă nu mă înșel, nu mai știu cine mai era și deja, cum să spun eu, venise altă generație, începeam să nu mă mai regăsesc. E greu când am jucat cu anumiți jucători de un anumit nivel, era o schimbare destul de mare în vestiar. Da. Și de aici a plecat, practic. Tot nu mă mai regăseam, veneau alți copii, adică alți copii, da. Că nici eu nu eram da. Vreun, da. Da. Dar eu deja părea că sunt de o viață, de o viață și eram da. bătrân, cum să spunem, fenomen, dar... N-am știut să mă folosesc de talentul pe care l-am avut la nivelul la care aș fi putut să o fac, cred. Vreau să te provoc o chestie da. Și aș vrea să-mi răspunzi la întrebarea asta. Un moment, să identifici un moment de care n-ai fost mândru în perioada asta, mândru de fotbalistul Ciocoiu, pe care ai vrea să-l transmiți copiilor de la școala ta și din care ar crezi că ar putea învăța ceva. Dar un moment specific, o chestie specifică. Nu pot să dau un moment, pentru că este o conjunctură și un cumul de factori care duce ca fiecare jucător sau fiecare copil care își dorește să ajungă jucător profesionist să reușească să ajungă la cel mai înalt nivel. Nu există momente, există ceea ce trebuie să faci. Nu poți să-ți alegi momentul, pentru că momentul vine... în urma unei munci, în urma unei gândiri pozitive. Dar un moment de care nu ești mândru, de care, nu știu, o chestie pe care ai făcut-o, de care nu ești mândru și pe care putea să o împărtășești oamenilor, copiilor care vin din spate. Așa nu. Ăsta e un exemplu clar contra. Da, nu trebuie să renunți la luptă. Aici okay. Asta este cel mai important. Adică, chiar și când ratezi un transfer în străinătate. Indiferent de ce simți, indiferent că ți se pare că ești nedreptățit, indiferent că ți se pare că meriți mai mult sau că așa, trebuie să demonstrezi pe teren, pentru că ăla este locul în care nimeni nu poate să-ți ia ceea ce poți tu să faci. Și cu ce se întâmplă în teren, rămâi. Dacă tu în teren demonstrezi pentru tine în principal, că tu ești principalul personaj care trebuie să-și accepte locul și poziția. Că dacă noi fiecare în parte suntem mulțumiți cu ceea ce am făcut, e clar că nu mai contează părerea alților, celorlalți. De ce te-ai întors după 3 ani la FCSB? La Steaua? Deja era Steaua lui Becali, deja. A fost o, iarăși o conjunctură. E adevărat, v-ați întâlnit la o cafenea în Dorobanți? E reală povestea? Nu a fost așa. Eu renunțasem în urma discuțiilor de la Bacău, renunțasem, adică erai retras cumva. În mintea ta erai retras. Da, eram retras, plecasem la mare, eram de 2 luni la mare așa. Și am primit un telefon de la domnul Chivorchean. Dacă nu vreau să... Te întorci. Mă întorc la Steaua și eu am zis că e la momentul de glume și am zis, domnul președinte, eu sunt la mare de 2 luni, ce să caut eu la Steaua?
acolo. De ce te voi iau? Fii atent, te întreb, nu știu, am o bănuială. A existat discuție, vreo discuție sau știi de vreo discuție ca și tu în această, la al doilea transfer, să fi fost pierdut la poker de nașul tău cu Gigi Becali? Nu. Nu? Dar au existat colegi de-ai tăi de la Bacău care au fost pierduți la poker? Nu știu la ce au fost pierdut. Adică Baciu, Lovin au fost... Da, au fost niște discuții. Se jucau aici la Hemeiuș, dincolo de Bacău. Se adunau oamenii din fotbal, da, jucau poker. Cred eu că e... Și când se terminau banii apăreau și dezlegările. Una, se întâlneau, era un grup de prieteni care mai jucau anumite jocuri de noroc, dar nu știu dacă nu cumva sunt duse la extrem poveștile astea. Cert este că la momentul următor discuției cu domnul Chivorchean m-a sunat Walter Zenga. Aha. Și el m-a convins să mă întorc. Mi-a zis, Cristi, eu te știu, te-am văzut. I-a zis, Walter, sunt la mare de trei luni. Eu n-am mai făcut doi pași. Da. Sunt într-un concediu. Nu-i problemă. Ai calitate. Ești, eu consider că poți să îți aduci aportul. Hai că și eu am venit de la mare din Ibița, tu vii de la Mamaia, hai să ne vedem la București. Și așa m-am întors. A fost o perioadă destul de grea pentru mine, pentru că am început să fac ceea ce poate n-am făcut niciodată, antrenamente. Am avut zile și cu trei antrenamente pe zi. Făceam cu domnul Florentin Marinescu antrenamente personale. Da. Da. Ca să ajungi, adică să te ajungi colegii din urmă. Să pot să ușor, ușor să recuperez. Țin minte și acum de la meciul cu Beşiktaş când... Ai dat gol. Când a venit Walter și mi-a zis, Cristi, joci. Vezi că joci titular. I-am zis, cred că glumești. Ne omoară domnul Gigi. Și a zis, nu există la mine, tu joci, nu mă interesează, am încredere în tine. Eu eram de-abia după, o lună, trei săptămâni de antrenamente, mi se părea totul foarte greu. Și a zis, ok, asta e, dacă chiar crezi. Și chiar i-a ieșit, pentru că am reușit să marchez. Și v-ați calificat. Și ne-am calificat în primăvara europeană. Adică... A fost o chestie care iar mi-a dat speranța că aș putea reveni la un nivel. Și de ce? După care a fost meciul la Timișoara, un meci la Timișoara unde m-am accidentat. Okay. Și am pierdut iar contactul cu echipa, cu pregătirea, pentru că chiar aveam meci în cupe europene. Și Walter atunci m-a întrebat, vrei să joci sau mai te simți obosit? Și am zis, lasă-mă măcar o repriză ca să mai intru și eu, să mai simt colegii, să mai simt ce se întâmplă. Și repriza aia n-am apucat să o termin, am terminat-o la spital, operație. Și de aici a început ușor, ușor. Am pierdut iarăși contactul. Au început și discuțiile, Becali a început să critique. Da, era un stil al lui pe care îl are și în momentul ăsta, în momentul în care avea el anumite idei, să încerce să arunce cu anumite declarații care, cum să spun eu, la momentul ăla eu am considerat că e suficient pentru mine. Am avut o discuție cu Walter și am zis, nu mai are sens, pentru că atât pentru tine se creează anumite probleme, anumite presiuni în plus care nu le văd. A fost discuția cu Valencia, nu? Că de ce te-a jucat în primul meci și de ce n-a jucat Cristian? Da. Ok. Dar știi cum e? Fiecare antrenor are anumite
eu știu, considerente tactice, anumite lucruri pe care le preferă la un jucător și atunci, în funcție de asta, eu știu, eu mă pretam mult mai mult pe stilul de joc pe care Zenga vrea să-l practice. Din păcate, nu m-a ridicat la nivelul pe care el l-ar fi meritat din partea mea. Și de aici au început, practic, și discuțiile. Pentru că dacă eu reușeam mult mai multe, nu mai apăreau acele discuții. Dar eu zic că trebuie să mă declar mulțumit cu parcursul meu în fotbal. Ești și mulțumit? Să iau plusurile. Da. Și na, fiecare rămâne cu regretul că nu a fost mai mult. Dar nu putem. Viața, cum să spun eu, trebuie să ne facem plăcută. Nu putem să stăm tot timpul și să căutăm vinovați. Nu, principalul vinovat și principalul vinovat că nu am reușit mai mult am fost eu. Și toată lumea ar trebui să înțeleagă cât mai repede faptul că trebuie să te uiți la tine întâi și să fii mulțumit, să-ți propui ceva, să faci lucruri ca să-ți atingi țelul și atunci, dacă tu ești mulțumit cu ce ai încercat și ce ți-ai propus, aia a ieșit, înseamnă că trebuie să declar mulțumit 100%. Pierre, am ajuns aproape de final. Mai am două chestii despre care vreau să un pic să te întreb. Unu, ce faci acum, la 47 de ani, cu timpul tău liber pe care îl mai ai, în afară de ce ai de construit pe aici și de condus? Păi, în afară de viața de familie, ce să mai fac? Ca ai și pasiuni, doi copii? Am doi copii, da. Am un băiat și o fată. Ceva fotosport, nimic, nu? Nu s-a lipit? Nu. Nu. Ah, okay. Nu. Fata încă e mică, are 5 ani, vedem de acum. Așa? Și da, băiatul? Da. Băiatul are 20, e student. Ah, deci nu, na, a treia generație de fotbalist nu s-a... Nu. Ok. Nu. Mai așteptăm. Da. Așa, și timp și mai ai pentru... În rest... Erai cum pasionat de enduro, motociclete? Da, am fost. E drept că mai rar, dar încă am mai participat mai mult ca organizator la anumite evenimente de enduro, pentru că am făcut parte și fac parte dintr-un club de enduro. Dar de unde pasiunea asta pentru motociclete? Păi, practic, când m-am retras, simțeam nevoia de adrenalină, nevoia să fac mișcare și am găsit o nișă în care eram foarte relaxat, pentru că în enduro nu prea sunt microbiști. Mai mult de atât, când ești cu o cască în cap plin de noroi, nu te înjură nimeni, nu? Nu știe nimeni cine ești, ce ești. Da. E un mediu, sau cel puțin când m-am apucat eu, era foarte ok, pentru că lumea era foarte relaxată și eu aveam nevoie să mă relaxez, să mă rup de, eu știu, agitație, de publicitate, de întrebările, eu știu, care... Toată lumea, când te întâlnește, le are pe buze, de ce aia, de ce aia, cum e ăla, cum e altul. E obositor la un moment dat. Și mi-a plăcut faptul că nu știa nimeni. Practic, eu mergeam la concursuri și de-abia după vreun an și jumate, doi, și-a dat seama cineva cine sunt. Și de acolo s-a rupt eu. Pentru că mie îmi plăcea starea asta, de fapt, să fie toată lumea relaxată, să-ți vadă de motociclete, pentru că era foarte, foarte ok. Și acolo am întâlnit oameni din toate categoriile sociale care se înțelegeau senzațional și, cum să spun eu, când ești într-o groapă plină de noroi, în noroi până la genunchi, nu prea contează statutul tău social. Adică e o chestie foarte mișto să vezi un, eu știu, vreun milionar care vine să scoată un mecanic sau un din groapă maestru dintr-o groapă cu noroi fără să-l deranjeze lucrul ăsta.
Pescuitul? Acum mai nou am început cu pescuitul sportiv, cu spinning-ul. Deci din nou sportiv. Da, da, da. Acum, probabil că dacă îmi va permite timpul, anul ăsta voi participa la campionatul național de spinning. Serios? Da, sunt foarte pătruns în momentul ăsta de fenomen. Îmi place foarte mult Delta Dunării, îmi place foarte mult liniștea pe care ți-o dă apa. Zine o poveste pescărească, hai, că asta e în fine. Zine o pescărească, zine. Ce să pescărească? Am fost la primul meu concurs care este și cel mai mare concurs de spinning din România, adică cu cel mai mari premii, Delta Predator Challenge, a fost în toamnă. Și în prima zi de concurs cu partenerul meu de barcă, am fost foarte entuziasmat, foarte agitat și n-am reușit să punctăm cu niciun pește. Am prins foarte mulți pești, dar toți sub limita de punctare. Și eram așa de frustrat și așa de dezamăgit, încât nu mai înțelegeam nimic cum e cu pescuitul. Și așa, încă nu înțeleg eu foarte multe, dar a doua zi, din cauza frustrărilor zilei anterioare, am și uitat să punem un semn distinctiv pe rigla de măsurare și astfel primul pește pe care l-am prins dimineața, chiar repede a doua zi, nu ne-a fost punctat și pentru asta am pierdut calificarea în manșa finală, din cauza neatenției și agitației din ziua de concurs. Da. Adică intri și acolo la pescuit într-o stare de concurs care îți dă niște satisfacții la un moment dat. Și te bagă în anumite situații în care chiar după ce s-a terminat mă gândeam și analizam situația și râdeam aproape singur de ce trăire am putut să am la un concurs de pescuit. Adică ultima chestie. Povestește-ne o anecdotă din fotbal, din viața ta de fotbalist. Ceva ce mai povestești și poți povesti, evident, o chestie care poate fi povestită, ceva... Da, o chestie care am trăit-o când era Victor Pițurcă antrenor. Știți foarte bine că el era un tip foarte intransigent, nu prea accepta... Da, înțeleg că totuși era și prietenos cu... Da. La fel, deci e... Aha. Le îmbină lucrurile, e foarte ok din punctul ăsta de vedere. Am ajuns dimineața la teren, am luat micul dejun, am luat cafeaua, presa în cameră, am citit, am stat, Colegul meu de cameră, Iulian Miu, a coborât, eu am mai stat puțin, bineînțeles că am adormit. Începe ședința dinainte de antrenament, domnul Pițurcă. Vorbește, le explică. La un moment dat își dă seama că nu sunt. Păi, dar unde e Cristi? Și Iulian zice, cred că a adormit. Mă duc cu el. Și Victor Pițurcă spune, lasă-l în pace, decât un antrenament prost, mai bine un somn bun. Și am ajuns, când m-am trezit eu și m-am echipat și m-am dus la teren, mai era un sfert de oră de antrenament, m-a luat a piții și mi-a zis, lasă, stai niște, ai dormit bine, da? Bine. Hai, du-te la saună, du-te la baie, că nu-i problemă. Totuși, abilitatea de a nu te... alt antrenor poate te-ar fi amendat sau ceva de genul? Da, nu. Deci nu a fost cazul, a fost, să spun, chiar a fost distracție maximă, pentru că Victor Pițurcă avea momente de astea când, în ciuda faptului că el tot timpul pare așa rupt, da, și foarte, da, distant, avea momente în care te făcea să dorești să fie mult mai apropiat. Practic, el era apropiat de noi, dar e normal la un antrenor să țină puțină distanță. Deci, asta a fost maximă cu el. Cristi, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. A fost o plăcere să-ți ascultăm poveștile. Îți dorim multă baftă aici. Și când ne-o mai revedea să fie schimbată aici. Eu sper să, ca în 2 ani, să 2 ani. Vedem într-adevăr o bază sportivă. Deocamdată, cum am spus, suntem un șantier. Este foarte bine, e foarte promițător. Sper să reușim să
să terminăm proiectul acesta. Să-ți iasă. A fost GSP Live în această dimineață. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine la 9:01. Nu uitați însă peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sport. O zi bună, pe mâine!